imnul de stat al României. Preacucernici părinți, stimați invitați din Guvernul României, din Ministerul Culturii și Identității Naționale, doamnelor și domnilor, vă adresăm un călduros bun venit în orașul în care s-a născut Iuliu Maniu. Stăm astăzi în fața unui reprezentant a Sfinxului de la Bădăcin, așa cum a fost el numit, cel care a înfăptuit istoria și cel care ne-a dat astăzi România modernă. Profit de acest prilej să îi rog pe preacucernicii părinți să rostească rugăciunea pentru Iuliu Maniu. Eu o să dau citire rugăciunii lui Iuliu Maniu, cea compusă chiar de el. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Doamne Dumnezeule, dă-mi sănătate, putere de muncă, rezistență morală și fizică. Curăță-mi, Doamne, gândurile, întreaptă-mi judecățile, apără-mă de griji, necazuri și schinjuiri. Alungă de la mine lenea, neștiința și uitarea, micimea de suflet și nesimțirea împietrită. Doamne Dumnezeule, îndură-te spre noi omenirea păcătoasă și iartă-mi, Doamne, păcatele. Ajută-mi, Doamne, să-ți mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat. Nu mă lăsa, Doamne, Iisuse Hristoase, ia-mă sub scutul Tău. Spirit Sfânt, luminează-mi mintea, întărește-mi voința, arată-mi țelurile nobile și mijloacele potrivite. Preasfântă Maria, roagă-te pentru noi. Arhanghelii Mihail și Gabriel, îngeri păzitori și spiritele bune, rugați-vă pentru mine și pentru ai mei. Amin. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, eroi ai neamului nostru, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnelor și domnilor, acest eveniment care a fost inițiat de către Direcția de Cultură a județului Sălaj prin doamna director Doina Cociș vine în deschiderea seriei de evenimente pentru anul care urmează, centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la Marea Unire,
Și dați-mi voie ca astăzi, aici, la Șimleu Silvaniei, în locul în care spuneam s-a născut Iuliu Maniu, marele om care avea să ajungă marele om de stat și marele om politic, permiteți-mi să-l invit pe primarul orașului Șimleu Silvaniei, Septimiu Cătălin Țurca, să ne adreseze câteva cuvinte. Onorată asistență, stimați oaspeți, este o mare emoție de fiecare dată când trec prin acest loc, pentru că Iuliu Maniu este omul care s-a născut în Șimleu Silvaniei și era o datorie morală pentru noi șimleoanii să-i ridicăm un monument. Și este, sper, pentru ultima dată când vom sta în fața acestui monument nefinalizat, pentru că ne-am apucat de ceva timp să începem să facem această investiție și, din păcate, nu este finalizată. Eu cred că se bucură foarte mulți oameni și am mai amintit aici, l-am amintit pe doctorul Pușcaș, care și-a dorit foarte mult că acest monument să existe, din păcate, de la cum se uită la noi din ceruri, și foarte mulți șimleoani și-au dorit să-l aducă oarecum pe Iuliu Maniu acasă, pentru că, din păcate, Iuliu Maniu, încă rămășițele lui sunt în locuri pe care doar se bănuiește și, din păcate, n-a reușit să fie adus în mormântul care i s-a creat la Bădăcin. Dar prin acest mausoleu l-am adus oarecum pe Iuliu Maniu acasă. Sper că vom finaliza și casa în care s-a născut. Și șimleoanii și tinerii din Șimleu vor reuși să aducă respectul pe care acest mare om îl merită. Eu vă mulțumesc că ați venit aici. Sunt convins de faptul că, ducându-vă la Bădăcin, probabil spiritul lui Iuliu Maniu se va coborâ asupra dumneavoastră și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim, domnule primar. Dați-mi voie să-l invit acum pe domnul Ionuț Cojocaru, director de cabinet în cadrul Departamentului Centenar din Guvernul României, care ne onorează astăzi cu prezența. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici, să iau contact cu zona de unde a plecat Iuliu Maniu. Eu, ca student la Facultatea de Istorie, am început să-l cunosc pe Iuliu Maniu mai bine citind documentele, urmărind activitatea sa politică, și vreau să vă rog să vă aduceți aminte contextul politic în care s-a născut Iuliu Maniu, lupta pentru unitatea teritorială, faptul că această zonă se afla în alt context politic, faptul că împreună cu generația sa au crezut în idealul unirii tuturor românilor și au reușit să realizeze Marea Unire, faptul că Iuliu Maniu a pus mai presus de multe onoarea, cuvântul, a trecut printr-o epocă tumultoasă și cu bune și cu rele. Aș putea să spun că după ce au reușit să realizeze Marea Unire, a avut și ghinionul de a trece prin evenimente foarte negre din istoria poporului nostru, și anume dezmembrarea unor părți din România Mare, faptul că a urmat un război și mai trist, faptul că a ajuns pentru ideile sale, pentru convingerile sale, pentru crezul său să fie închis, să fie batjocorit, să fie dezapreciat. Este, din punctul meu de vedere, nu doar un om politic, a fost un bărbat de stat, care, din păcate, astăzi nu prea mai avem, sau nu avem. Și cred că amintirea sa, exemplul său, dăruirea sa, ideile sale, pentru că mă uitam pe documentele politice și constatam că Iuliu Maniu își dedica tot timpul pentru a ajunge la un consens. Ședințele cu liderii Partidului Național Țărănesc durau de la câteva ore până la peste 10 ore pentru a ajunge la o soluție, și de fiecare dată era teamă că poate nu este soluția cea mai indicată. De aceea, din punctul meu de vedere, Iuliu Maniu, alături de cei din generația sa, merită tot respectul nostru, toată aprecierea, și merităm să ducem mai departe ideile sale și să le promovăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Permiteți-mi să-l invit pe domnul Mihai Gorgoi, consilier în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, care s-a deplasat astăzi aici, în
fața lui Iuliu Maniu și îl rog să ne spună câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, este un moment emoționant pentru mine, numai că sunt într-o zonă încărcată de istorie, dar sunt în locul în care a văzut lumina zilei unul din marii bărbați ai neamului românesc. Și am în față imaginea marelui Iuliu Maniu și văd cum scrie acolo, îi trebuie să scrie cu litere de aur, artizan al Marii Uniri de la 1918. Din păcate, așa cum spunea și antevorbitorul meu, mulți dintre cei de astăzi nu sunt pe urmele celui care a fost Iuliu Maniu și marilor bărbați de stat care au fost în acea perioadă. La vremea a trebuit să privim cu mai multă pasiune spre trecut, spre marile noastre personalități și să încercăm să facem mai mult, nu numai pentru amintirea lor, facem mai mult pentru această nație pentru care ei și-au dat viața. Sunt convins că, așa cum Părintele a citit acea rugăciune personală a marelui om de stat, Iuliu Maniu este acolo unde a vrut Dumnezeu să fie și de acolo din ceruri ne privește astăzi pe noi și sunt convins că și de acolo veghează asupra acestei nații pe care a iubit-o până în ultimele clipe. Ar fi bine ca cei care suntem astăzi prezenți în viață, nu numai aici, în această piață, să încercăm să fim mult mai apropiați unii de alții și să încercăm să facem un pas spre această țară, acest popor care, din păcate, a avut foarte mult de suferit și, vedeți bine, astăzi am ajuns într-o dezbinare națională, deși ne aflăm într-un loc în care am început o mare unire națională. Cu plecăciune pentru marele bărbat de stat Iuliu Maniu, vă mulțumesc pentru faptul că am putut să fiu prezent astăzi aici lângă dumneavoastră. Mulțumesc primăriei pentru ce a organizat aici, în special Direcției de Cultură, care ne-a adus pe toți din alte zone ale țării la acest eveniment. Sunt convins că este un început. Și sunt convins că 2018 va fi pentru România o mare sărbătoare și un pas mare făcut spre întrebări ce au vrut înaintașii noștri. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și cu toți ar trebui să fim conștienți de semnificația anului viitor, 100 de ani de la Marea Unire, iar în acest cadru și context, permiteți-mi să dau cuvântul doamnei director Doina Cociș, director al Direcției Județene de Cultură Sălaj. Mulțumesc foarte mult, dragi și mleu ani, pentru că ne primiți întotdeauna cu atâta căldură. Eu cred că în final o să-mi fac buletin de și mleu și o să mă mut aici. Suntem în fața imaginii unui mare om de stat, a unui mare om al acestui neam și, așa cum s-a invocat, datoria morală, deja și ieri și astăzi în mai multe rânduri, da, avem o datorie morală față de acest om și față de Marea Unire, să ne pregătim cum se cuvine pentru anul centenarului. Să fim împreună și tocmai de aceea, la inițiativa Direcției pentru Cultură Sălaj și a Direcției pentru Cultură Vrancea, sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, Instituția de Cultură ale Județului, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, am convenit să fim împreună și să pregătim centenarul. Și cu siguranță, dacă aceasta este prima zi, și cea de ieri poate că a fost prima zi, dar la Șimleu astăzi este prima zi când vorbim despre lucrurile astea, se va întâmpla de acum din ce în ce mai mult și nădăjduim ca în anul care vine să ne regăsim cu toții în aceeași formulă sau într-o formulă chiar mai lărgită, aici la picioarele portorului de țară, să ne facem datoria pe care avem față de el, să-i reabilităm imaginea, să-i reabilităm imaginea. Știți dumneavoastră la ce mă refer, cei care sunteți implicați în acest proces pe care deja l-ați demarat. Și noi și colegii de la Vrancea și cu siguranță și Ministerul Culturii și Departamentul Centenar vom fi dispuși să facem ce este de făcut ca acest lucru să se întâmple. Suntem și în fața hărții României mari. Probabil că dumneavoastră ați sesizat că
Iuliu Maniu este așezat într-un loc unde este schițată harta României Mari. România este mare oricum și România este frumoasă și trebuie noi românii să-i acordăm dragostea de care are nevoie și să facem ca România să redevină ce a fost. Și asta fiecare în parte, fiecare acolo unde suntem. Fiecare să ne facem treaba acolo unde trebuie să ne facem. Așa că haideți, dragilor, să rămânem împreună și să-i aducem lui Iuliu Maniu exact ceea ce merită. O imagine reabilitată până la 1 decembrie 2018. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! În continuarea scurtului nostru program cultural-istoric de astăzi, vom depune jerbe de flori și coroane în acest moment istoric important. Vor fi depuse, așa cum a spus, jerbe de flori și coroane din partea autorităților locale, a armatei, a partidelor. Vă rugăm! Doresc să menționez că programul cultural de astăzi va continua la Bădăcin și responsabilitatea pentru o parte din programul de la Bădăcin aparține familiei Bors, cea care face eforturi, o să-i spun nemaipomenite, pentru reabilitarea casei în care Iuliu Maniu și-a petrecut copilăria și anii în care venea acasă să se relaxeze. Noi vă mulțumim tuturor pentru participare la evenimentul nostru de astăzi și vă dorim mult succes în desfășurarea viitoare a lucrărilor. Da, mulțumesc. Asemenea, am fost refuzați pentru că nu eram proprietari și atunci am decis, alăturindu-ne nise și presa și în special un portal de știri, Sălajul Pur și Simplu, care s-a oferit să ne găzduiască materiale de campanie timp de 2 ani de zile, să începem o campanie de strângere de fonduri și să salvăm această casă. Și zic că am făcut bine, pentru că în 2015 am reușit să adunăm banii necesari pentru consolidarea fundației. Dacă inițial în proiect erau prevăzute doar subsidii, când am început lucrările
Inginerii venind pe șantier au constatat că sunt porțiuni care trebuiesc refăcute integral, această parte de aici și partea de dincolo. La fel, scările sunt prevăzute ca un fel de contrafort, niște gheare care se înfig. Exact, ca să consolideze. Ele nu se văd, se văd doar ce este la suprafață, dar în pământ sunt înfipte, ca să consolideze și să stopeze oarecum clădirea de deasupra care apasă și cu plasă sudată, care merge și se prinde de fundație 50 de centimetri, se va prinde de centură sus, apoi cu plasă rabis, cu tencuială, astfel că toți, sunt pierd beton din 60 în 60 de centimetri, care consolidează întreg ansamblu. Mai avem o porțiune, să spunem, 5% din pereți care n-au fost consolidați, dar dacă nu am fi început lucrările și dacă acoperișul și grinzile care sunt putrezite nu erau sprijinite, astăzi casa nu mai exista. În februarie anul trecut, această parte, o să vă arăt fotografii în muzeu exact cum a căzut, în timpul nopții a căzut. Ar fi căzut tot acoperișul interior și ar fi împins spre exterior pereții, debolând practic toată casa. După ce am început consolidarea, pentru că erau deja infiltrați pereții cu apă, am mai căzut încă un perete pe partea cealaltă, dar era deja sprijinit. Acum, în mai, de ultima dată bădăcinul, trimite la Blaj, la Biblioteca Academiei, cea mai mare parte din aceste documente. Restul au fost arse aici, în curtea casei. O să vă arăt de asemenea o fotografie cu Iuliu Maniu în birou. Se văd cărțile din spatele lui și o altă fotografie din epoca Costat, pe care vă las să o vedeți acolo. Cărțile au fost înlocuite cu altceva. Despre satul Bădăcin, mă scutește oarecum să vă spun alte lucruri despre... Cu fete și cu feciori, lai la la lai la la lai la la la, ce se gata sărbători, lai la la lai la la lai la la, în costume înflorate, lai la la lai la 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 la, de mâna lor lucrate, lai la la lai la la lai la. Oameni harnici inimoși, lai la la lai la la lai la la, și la dansare făloși, lai la la lai la la lai la la, joacă dansul cât e doi, lai la la lai la 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 la, ca în bădăcin la noi, lai la la lai la la lai la. Și-și petrec cu bucurie, lai la la lai la la lai la la, că-s oameni de omenie, lai la la lai la la lai la la, satule vatră străbună, lai la la lai la 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 la, te-o-n cânta cu voie bună, lai la la lai la la lai la. Și-o-mi spune la tătomul, lai la la lai la la lai la la, nu-i sat ca bădăcinul, lai la la lai la la lai la la, cu e toți noi ne mândrim, lai la la lai la 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 la, fiind urmași de-a lui Maniu, lai la la lai la la lai la. Și un sat cu oameni buni, lai la la lai la 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 la, cum au fost și cei străbuni, lai la la lai la 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 la. E făcută în cuptor. Pâine în cuptor. Frământată de două femei harnice, cheița de leului și cu mărioara bunului, vicelui. Ca să știți și cine a făcut-o. Felicitări!
Să fie sănătoasă, să mai poate poată frământa cât e multă. Sperăm cât e des și vizitatori și noi. Sigur că da. Mai ales. Îi așteptăm cu drag. Vă invit acum să... Așteaptăm vierea morților în la Sighet, alături de toți ceilalți care au murit în acea închisoare. În 1997 s-a făcut acest mormânt simbol, s-a dus pământ de la Sighet. Asta pentru că el și-a dorit foarte mult să fie înmormântat aici, în dealul Țarinei, alături de părinții lui. Următorul mormânt este sora mai mare, Elena. Este sora Elena, care a rămas văduvă cu 4 copii. Iuliu Maniu, pe patul de moarte, i-a promis cumnatului său că va crește acești copii. Ce s-a și întâmplat. În vremea aceea era avocat la Blaj. I-a dus pe acești 4 copii și i-a crescut. Unul dintre ei, Ionel Pop, va fi unul din secretarii Marii Uniri de la 1918. Un alt nepot, Matei, înmormântat tot aici, a murit pe frontul din Italia, la Pavia, și s-au dus osemintele aici. Mai sus sunt părinții Ioan și Clara, în 1929, la mormântarea Clarei Maniu, a fost prezent aici la Bădăcin, chiar aici pe acest loc, întreg guvernul României. În vremea aceea Maniu era prim-ministru. Tot guvernul României a participat la mormântare. Mormântarea a fost celebrată de către episcopul Iuliu Fosu și el martir. Știți că a murit tot așa în temnițele comuniste. A ieșit apoi, a murit în 71. Mai sus, ultimul mormânt este al surorii Cecilia, una dintre surorile lui Iuliu Maniu, care s-a călugărit și care a fondat la Șimleu Silvaniei un orfelinat de fete. Cânta foarte bine la pian și susținea foarte multe concerte la Șimleu, Oradea, Cluj, și banii erau folosiți în susținerea acestui orfelinat. Ea, după arestarea lui Iuliu Maniu, a fost închisă și ea, apoi a avut domiciliu forțat la Șimleu Silvaniei, pe strada care vine spre Bădăcin. O perioadă sătenii de aici, pentru că era în vârstă, îi duceau de mâncare peste deal, fără ca securitatea să știe, dar la un moment dat și-au dat seama și au pus un ofițer la poartă, astfel că n-a mai putut să se întrețină, n-a avut nicio sursă de venit și a murit de foame. A fost înmormântată în Șimleu, iar în anul 2000 i s-au adus osemintele aici, alături de celelalte ale familiei. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun legat de aceste morminte este că în 1986 un grup de tineri de aici din Bădăcin au venit și au aprins lumânări, au compus un imnul lui Iuliu Maniu, și versurile și melodia, au tras clopotele, au făcut și o coroană pe care au scris Remember Iuliu Maniu. Ofițerul de securitate mai târziu a notat în raport, au depus o coroană pe care scria Rembrandt Iuliu Maniu. Ei, acești tineri au avut de suferit pentru acest lucru, pentru că ei, la puțină vreme, au fost strânși de către securitate, duși la Șimleu Silvaniei. Acolo au avut de suferit, îl avem chiar pe autor aici, pe
Ioan Pop, care este modest și niciodată nu vrea să facă un titlu de glorie din asta, dar a fost un act de mare curaj în vremea aceea, partea lui și din partea prietenilor lui, să facă acest lucru. A avut de suferit până în 89, când a venit libertatea. O să ascultăm acest imn al lui Iuliu Maniu. De ce l-am ales să-l cântăm chiar aici? Pentru că am participat odată la Siget și acolo erau supraviețuitori. Și unul dintre ei ne-a spus: știu că e destul de greu să înțelegeți prin ceea ce am trecut noi. Și probabil că dacă afară ar fi minus 20 de grade și eu v-aș povesti lucrurile prin care am trecut, probabil ați resimți ceva din ceea ce... Și într-adevăr așa este. De aceea am ales locul acesta, chiar locul acesta, ca să ascultați acest imn pe care corul nostru o să-l interpreteze. Îl simt cu mai bine, mai bine pe acasă. Îl văd cum se așează cu satul la masă și-și varsă durerea să din două în noi. Generații ca mine, ca tine, ca voi. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să-l cântăm. Toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să-l cântăm. Toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Dragii mei, primenire, ne lasă spălăm. De minciuni și de vorbe în noi să-l schimbăm. Un mormânt să-i găsim, un mormânt și-a dorit. În pământul natal, în pământul iubit. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm. Toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm. Toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. De azi înainte, generații vin, pentru tine, Iuliu, Sfinț de bădăcin. Și ți-aduc ofranda și respect sincer, țara românească, îngerii din cer. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Mulțumim corului. Într-adevăr, îi se spunea Sfinxul, pentru că era mereu ferm în deciziile pe care le lua. Se pare că Nicolae Iorga i-a pus această titulatură de Sfinxul de la Bădăcin, mai ales că a avut multe experiențe în negocierile pe care le-au făcut. Înțeles că la un moment dat Nicolae Iorga n-a mai avut răbdare să negocieze și a venit cu o foaie în alb și a spus: domnule Maniu, eu am semnat, dumneata treci ceea ce crezi, pentru că știu că tot acolo unde vrei dumneata ajungem. Într-adevăr, spunea, cred că dumneavoastră, că negocia ore întregi și niciodată, tot Nicolae Iorga spunea, niciodată nu bănuiam de la început care este punctul la care vrea să ajungă. Dacă se ajungea acolo, na, gata, am hotărât. Exact, dacă nu, seara spunea, ne întâlnim și mâine dimineață. Se vrea și noaptea, da, dimineață. Da.